Mii de bugetari au protestat în Piața Victoriei față de taxele foarte mari pe salarii. Potrivit Eurostat, România are una dintre cele mai ridicate poveri fiscale pe costul forței de muncă din Uniune, 42,8% față de 38,6% media europeană. Muncim mult și degeaba pentru că dăm statului aproape jumătate din bani, au spus oamenii. La un simplu calcul, cam 7 luni dintr-un an muncim pentru stat și abia după aceea începem să muncim pentru noi. Peste 3.000 de persoane au protestat în Piața Victoriei cerând guvernului reducerea fiscalității în muncă și o reformă fiscală urgentă. România, în mod de neînțeles, ține sistemul de solidaritate socială alimentat doar din salariul lucrătorului. În anul 2017, contributivitatea datorată de către angajator statului a fost trecută în sarcina noastră a salariaților și de 2017 până acum noi plătim aproape jumătate din salariul nostru ca și contribuții către bugetul de stat. Aceștia spun că România e singura țară din Uniunea Europeană și din lume în care contribuțiile mediului de afaceri la sistemul de securitate socială au fost mutate în cărca salariaților începând cu anul 2018. Astfel, contribuția la sănătate și cea la sistemul de pensii s-au dublat pentru angajați, în timp ce pentru angajatori s-au redus la zero. Adunat astăzi aici pentru a protesta împotriva ratei mari de fiscalizare pe muncă în România. Un angajat din România plătește 42,5% din venitul dumnealui pentru impozite la stat, sănătate, casă de pensii. Este insuportabilă. 3 zile lucrăm pentru noi, cetățenii, iar 2 zile muncim pentru stat. Nu se mai poate. Plătim prea mult. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care plătim aceste impozite. Principala revendicare pe care toți membrii de sindicat o au la nivel național se referă la impozitarea extraordinar de mare a salariilor. Deoarece ajunge la un procent de aproximativ 41,5% la salariul de încadrare. Mi se pare extraordinar de mare această impozitare pentru faptul că diferența de salariu net care rămâne muncitorului, salariatului, este foarte, foarte mică. Impozitarea progresivă, impozitarea concediilor medicale, impozitarea etichetelor de masă, toate astea ne-au scos în stradă. Premierul Marcel Ciolacu a recunoscut că impozitarea muncii în România este una din cele mai ridicate din Europa, însă nu va lua măsuri pe picior pentru reducerea ei, explicând riscurile care există. Este evident că impozitarea muncii, când vorbim generic, este una dintre cele mai ridicate din Europa. Dar marea problemă este la impozitarea muncii la veniturile mici. Acolo putem spune foarte clar că este cea mai mare impozitare. Pachetul cerut și de către Uniunea Europeană și asumat prin PNRR de către România, indiferent cine l-a semnat și cum au negociat, este de a avea anumite reforme în zona fiscală și o nouă lege a salarizării, care vin ambele la pachet în ceea ce privește și impozitarea muncii.